Bună copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei, liniștind furtuna. Textul de memorat îl găsim în Marcu, capitolul 4, cu versetul 39. Atunci, el a zis: taci, liniștește-te! Dar înainte să începem povestirea noastră, haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Iubitul nostru, Tată, îți mulțumim pentru Bibliile noastre. Îți mulțumim pentru că ai grijă de noi și pentru că ne iubești atât de mult. Îți mulțumim pentru Iisus. Îl iubim atât de mult. Amin. Într-o zi, Iisus a obosit foarte tare. Pe parcursul zilei, el îi ajutase pe oameni și le spusese povestiri minunate. Acum, Iisus avea mare nevoie de odihnă, dar oamenii nu doreau ca el să se oprească din povestit. În cele din urmă, a sosit vremea ca Iisus să se oprească. Afară se întuneca, iar oamenii erau nevoiți să se întoarcă la casele lor. Iisus le-a dat toate învățăturile pe malul unei ape. El a stat în barca unuia dintre ucenicii săi. Haideți să mergem cu barca pe malul celălalt, le-a spus Iisus ucenicilor. În sfârșit, se putea odihni. El s-a culcat în timp ce barca se legăna ușor. Iisus a adormit buștean. Ucenicii vâsleau în liniște. Apoi, dintr-o dată, a început să bată un vânt puternic. Fulgere strălucitoare scânteiau de jur împrejur. Tunete zgomotoase bubuiau în toate părțile. La început, au căzut câteva picături de ploaie, apoi din ce în ce mai multe, până când a început să plouă cu găleata. Vântul era atât de puternic încât mai avea puțin și răsturna barca. Valurile umpleau barca cu apă. Ucenicii au luat toate gălețile pe care le-au găsit. Ei au scos apa din barcă cât de repede au putut. Știau că barca nu trebuia să se umple cu apă. Dacă s-ar fi umplut cu apă, barca s-ar fi scufundat. Ucenicii continuau să se afunde și să vâslească, dar valurile creșteau din ce în ce mai mult. Ei erau convinși că barca avea să se scufunde. Le era foarte teamă. Ucenicii uitaseră complet de Iisus, apoi brusc și-au amintit de el. Unde este Iisus? Au întrebat ei. În timpul furtunii pe mare, nu l-au văzut nici măcar odată. Apoi, un fulger mare a luminat tot cerul. Acolo, în lumina fulgerului, ucenicii l-au văzut pe Iisus. Dormea puștean într-un capăt al bărcii. Iisus, salvează-ne sau vom muri, au strigat ucenicii. Iisus a deschis ochii, a simțit vântul și ploaia, a văzut fulgerul strălucind și a auzit tunetul bubuind. A văzut și valurile împroșcând apă în barcă. Deși barca era gata să se răstoarne, lui Iisus nu i-a fost frică. El s-a ridicat în picioare și și-a ridicat mâinile. Ce a spus Iisus? Marcu, capitolul 4, cu versetul 39. El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: taci, fii liniștită! Vântul a încetat și s-a făcut o liniște mare. Trei cuvinte. Asta a fost tot ce a spus Iisus, iar fulgerul, vântul și ploaia și valurile au ascultat de el. Imediat, furtuna s-a potolit, barca se legăna din nou în liniște, iar ucenicii vâsleau către mal. Lui Iisus nu era frică de furtună. Știți de ce? Iisus se încredea în Tatăl lui din ceruri. El știa că Dumnezeu putea să îi țină în siguranță. Ucenicilor le-a fost teamă când a început furtuna, dar după furtună, Iisus le-a amintit că nu aveau motive să se teamă. Iisus vrea ca și noi să avem încredere în El. Haideți să rugăm să ne ajute să ne încredem întotdeauna în El. Împreună, mânuțele? Iubitul nostru, Tată Ceresc, ajută-ne să învățăm să ne încredem în Tine. Să-L iubim întotdeauna pe Iisus. Știm că ai grijă de noi. Îți mulțumim în numele lui Iisus. Amin. Colțul părinților. Numai simțământul prezenței lui Dumnezeu poate alunga teama care i-ar face viața o povară copilului timid. El să-și fixeze în memorie făgăduința. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie.
Psalm, capitolul 34, cu versetul 7. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!